Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la Gala Poezie de 10, în cadrul Târgului Național al Cărții de Poezie și al Festivalului de Poezie al Bucureștilor. Sunt dator de la început cu o explicație și de ce e Mircea Tiberian, Sian Brie și Mihail Achner în seara aceasta aici și nu sunt cei doi muzicieni din Ungaria, promiși. Pentru că unul dintre ei are un deces în familie și s-a tors înapoi. Din cauza aceasta, astăzi la Gala de Poezie l-avem pe Mircea Tiberian și această superbă combinație pe care am văzut-o și aseară. Și cei care cunosc traseul meu cu Mircea Tiberian vis-a-vis de serile de poezie și jazz și cu Dan Mircea Civariu știu că am avut tot felul de formule de jazz. Și cred că asta pe care o vedeți în seara aceasta, o ascultați în seara aceasta, este una dintre cele mai reușite pe care le-am văzut în combinația Mircea Tiberian și doi muzicieni români. Și pentru asta v-aș ruga să-i aplaudați de la început. De asemenea, vreau să... Mă bucur că la această gală de poezie de 10, cu toți cei prezenți aici, oarecum, în afară de 2-3, am avut de-a lungul vieții mele câte o întâmplare plăcută sau neplăcută. Nu e cazul să povestesc întâmplările pe care am avut cu Crista Bilciu, când lucram cu Hauswater, la un spectacol vis-a-vis de Odiseea Vysotsky. Cu Danilov am avut o întâmplare extrem de plăcută. Cu Ioana Spop am coabitat la Iatracu Sarte o lună de zile. Dar niciodată timpul nu e trecut să se întoarcă. Deci... Și așa mai departe. Deci există, nu mai vorbesc de Ioana Crăciunescu, care e aici, sau Europa. Nu, să nu se înțeleagă altceva. Vreau să vă spun că m-a întrebat mai devreme cineva de ce nu e un public atât de mare cât ar fi trebuit să fie pentru cei 180 de poeți care participă la acest festival de poezie. Cred că rolul meu și al lui Dan Mircea Cipari, ca și organizator de astfel de evenimente, pe viitor, în următorii ani, este de a demonstra bucureștenilor și nu numai bucureștenilor că ar trebui să fie din număr din ce în ce mai mare la poezie, pentru că cum a și demonstrat Mircea Cipariu printr-un proiect cu poezie de pușcărie, în poezie nu e terapie numai la pușcărie, ci e terapie în viață. Și cred că această gală vă va demonstra că poezia este vie. O să-i dau cuvântul lui Dan Mircea Cipariu să coordoneze acest eveniment. Jam Station Poet. Domnul Ioan Cristescu, domnul Ioan Cristescu are buna calitate de a fi născut în aceea zi de naștere cu mine, adică suntem pe 7 septembrie, sigur, în ere diferite ale omenirii. Acum aș vrea să vă spun că suntem în transmisie în direct, online, pe Facebook / FDL Live, grație prietenului Târgului și al poeziei, domnul Victor Potra, care stă cu camera de luat vederile chiar în mână. Și noi acum o să-l și aplaudăm ca și ascultătorii și privitorii noștri de pe Facebook să ne vadă că suntem rezonanți și, nu, vii suntem, dar suntem rezonanți. Au fost și aplauze minunate. Și acum vreau să spun câteva lucruri despre Gala Poeziei de 10. Am pus cele 10 cărți de poezie care ni s-au părut nouă organizatorilor cele mai importante. Câteva dintre aceste cărți au luat deja premii. O să spun la momentul oportunist despre cine și ce e vorba. Am făcut ordonarea în ordine alfabetică și am spus și așa suntem într-o țară care știe dureros de greu ce e suta de like și care
așteaptă mereu votul pe net sau votul în juriile literare. Am spus că să facem doar un recital cu aceste cele mai bune 10 cărți de poezie și să nu dăm un premiu din 10, să mai alegem încă o carte. Ne place foarte mult că avem 10 cărți de poezie de foarte bună calitate. Și vom deschide recitalul celor 10 cu o carte care a apărut la Cartea Românească în 2011, a câștigat concursul de manuscrise al Uniunii Scriitorilor din România, ediția 2011, a fost și ea, sigur, în preferințele juriilor și o invit în aplauzele voastre pe Crista Bilciu să citească din poema Deznuda sau, cred că din poema Deznuda, dar la microfon, în aplauzele voastre. Mi-e destul de greu să selectez, că e o epopee, dar voi citi un fragment. Funcționează pe internet. Sper să mă auziți, îmi pare rău că dicția mea nu e grozavă, dar am avut profesor de dicție, dar nu... Ok, citesc un fragment din capitolul 5. Omul de pe acoperiș, omul cu aripi transparente, plană lin în miez de noapte și bătu cu aripa în fereastra bunicii. Îi întinse un plic mare și greu, netimbrat. M-au chemat, nu-i așa? Întrebă bunica. Știam că nu mai poate dura mult. Ai idee unde merg? Omul cu aripi nu răspunse. Știi oare ce se va întâmpla cu lucrul meu? Am lucrat atât de mult la ciorapul ăsta. Mă gândeam că poate m-aș putea întoarce din când în când. Omul cu aripi zâmbi și se pregăti să-și ia zborul. Un singur lucru mai vreau să întreb. Se spune despre tine că ai fi înger, sau poate dimpotrivă. Dar omul cu aripi nu vorbea niciodată în timpul serviciului. Spre dimineață blocul se lungise atât de mult încât nu-i mai zăreai nici ultimul etaj, nici acoperișul. Și, deși de-a lungul zilei și a tuturor zilelor următoare, ciorapul a continuat să coboare cu veselie spre pământ, noaptea se deșira și ziua următoare iar cobora, toată lumea aflase noutatea. Bunica nu mai era acolo. În aceeași dimineață, Laura a descoperit că pereții gropii o strâng și că în locul plapumei înflorate și plăcut mirositoare, groapa ei e căptușită cu cursurile de ilere, sau mai degrabă cu ce a crescut din ele. Privind mai atent, observă că literele erau de fapt membrele unui mușuroi de furnici sectante, roșii și fioroase, care începură să o muște. Atunci bărbatul cu barbă roșie pedală în dreptul Laurei, însoțit de o jumătate de câine roș, cealaltă jumătate. Bărbatul asculta Mozart la căști, scoase din rucsac un polaroid și îl îndreptă spre Laura. În lumina blițului, i-au văzut pe Fecioara Maria bând Coca-Cola cu Emilia, până când nici nu mai știa care era una și care alta. De altfel au dispărut amândouă imediat, împreună cu omul roșu. Cealaltă jumătate de câine roș îi aduse Laurei fotografia în dinți. Va trebui să mușc din tine, până semeni cu portretul, hămăie el. Degeaba îl amenință Laura, n-am să turbez. Și nici n-o făcu. Mai pot să citesc un fragment? Ok. Privesc pe fereastră nu e același lucru cum mă uit pe fereastră, adică uit de mine privind pe fereastră. Dacă n-ar fi sticla ferestrei, m-aș risipi în lume, gândește bunica. Trebuie un zid nevăzut între mine și lume. Ce ciudat, să te ascunzi într-o cutie și să-i faci o gaură ca să vezi în afară. Ce ciudat, să te ascunzi într-o carte și să-i faci cuvinte ca să trăiești în afară, va gândi nepoata ei mai târziu la parterul aceluiași bloc. Cor de scame intonând bunicuța Sisif. Bunica locuiește la ultimul etaj și croșetează în fiecare zi un ciorap colorat. Ciorapul e lung ca o funie, până seara ajunge întotdeauna la parter. Poate bunica îl ține doar și el crește singur. În el se poate citi buletinul meteorologic și viitorul omenirii, după culoarea lânii, după model și după cum flutură. Așa se zice, dar nimeni n-a reușit încă. Se strâng de desubt oamenii să-l măsoare, să-l miroasă, să-i încerce rezistența. Când extazul devine general, brusc, de dedesubt, vecina retează întotdeauna jugularea ciorapului cu o farfecă pe care a ascuțit-o toată ziua. A doua zi bunica o ia de la capăt și se uită pe fereastră. Adevărul e că bunica s-a sinucis și nu știa să croșeteze. Deci nici măcar nu și-a croșetat singură funia. Asta nu mai fi scos povestea din banal. Când au tăiat-o de acolo era prea târziu pentru a doua zi. Ca să o îngroape, a mituit preotul. Cei vii îi urăsc pe cei spânzurați, poate pentru aroganța cu care s-au atârnat deasupra pământului, plutind în eternitate. Ce idiot ultimul vers. Nu mai știu dacă a plouat la mormântare. Nu sunt de acord. Retrag cuvintele. Laura a scrise petiții, reclamații și rugăminți către Emilia, sprâncenat omul cu aripi și mai ales travestit, despre care, datorită transparenței lui, se credea că ar fi fost vreun sfânt din suita lui Dumnezeu. Cineva i-a ascultat totuși rugile, deoarece a doua zi dimineață bunica s-a uitat din nou pe fereastră, croșetând. Cine? Cine are puterea de a schimba lucrurile în poemul acesta? Laura, să nu înnebunești. Ascultă, Laura, să nu cumva să înnebunești. Pe oamenii nebuni nu iubește nimeni. Mulțumesc!
Mulțumesc! Cartea următoare este scrisă de Gabriel Chifu, a apărut la Cartea Românească, Însemnări din Ținutul Misterios. Prietenul nostru Gabriel Chifu este la târgul de la Praga, unde România este invitată de onoare. Și am vorbit cu el la telefon de dimineață și am spus, zic, o să citească, am rugat-o să citească din cartea ta pe Ioana Crăciunescu. Și a zis, zice, măcar pentru asta aș fi putut lua un avion și mi-a să-ți transmit salutări să te pup. Asta o voi face după. Așa că o rog pe Ioana Crăciunescu să citească din Însemnări din Ținutul Misterios. Nu, să nu mergem cu intimitatea. Buzunare întoarse pe dos. Peste mine a nins. Prin mine au crescut firele de iarbă. Pe trupul meu de pământ s-au scurs pârâiașele tulburi ivite după ploaie. Seara s-a lăsat peste mine. Și apoi lumina dimineții peste mine a aruncat bănuți de aur. Când eram copil în joacă, mi-ntorceam pe dos buzunarele. Așa, acum, m-am întors pe dos, cu întreaga mea făptură. Și ce era în afară a ajuns să fie înăuntru. Vântul adie prin crengile teilor în mine. Un iepure speriat aleargă pe un câmp pustiu în mine. O casă de la marginea orașului se ruinează în mine. Iar cu acestea, așa spune plănuirea, așa sună povestea, sufletul meu se contopește. Sufletul meu aflat la vedere. Ceață luminescentă ce crește și crește până ce totul cuprinde și mistuie. Mulțumesc, Ioana Crăciunescu. O carte absolut spectaculară și care a fost scrisă la patru mâini. E vorba de Ținutul Celălalt, apărută tot la Cartea Românească, scrisă, vreau să zic în interpretarea, dar asta va fi ceva mai încolo, scrisă de Ruxandra Cesereanu și Marius Concan. O să-i rog să citească câte un fragment din această carte. De fapt, o să citim un poem pe care... Un poem de sine stătător, dar care evident este scris de amândoi, așa cum e întreaga carte. Poemul se numește Ecleziastul Olicubs scufundă lumea în nebunie și o să auziți două nume ciudate, e vorba de Spooky și Lolo. Sunt numele unui băiețel și numele unei fetițe care trăiesc la orfelinat și suferă de sindromul Down. Deci Ecleziastul Olicubs scufundă lumea în nebunie. E ultima oară când mai poți visa și ultima oară când visul are putere și ultima oară când orfelinatul pustiu cu cele două păpuși din vitrină și ultima oară când Spooky privind prin lunetă vede America și Lolo privind prin Spooky vede America și ultima oară când oceanul se despică sub toiagul lui Olicups și ultima oară când tanti e ultima oară și copilașii fug în Orleoland pe Rue Bonbon unde umbra lui Olicups e lipită de ziduri cu niște agrafe. Pe Rue Bonbon, unde Spooky e Lolo, nu-i Lolo, e tot ce vreți, prelumea cu morminte sub apă, in tempo, tempera, glăsuia Lolo pe Rue Bonbon ca pe o stradă pictată din orașul câinilor. E ultima oară când ținutul unde moartea se joacă plutea în trupul celor doi copilași. E întâia oară când moartea e viață și viața nu-i moarte, întâia oară când visul are putere doar cât să nu fie șters din caiet. Întâia oară când o păpușă se găsește în altă păpușă și plânge și râde. Întâia oară când America e prinsă în ace precum un fluture. Zboară America, să nu zbori America, Spooky și Lolo au sosit aici, în Orleoland, ei vor găsi viața ca moarte într-un acvariu. Olicups e o scoică cu resturi de mâl. Se zice că ultima moarte e ultima viață trasă la sorți.
adică ultima viață e ultima moarte amestecată cu mâl. Să strigăm Olicups, atunci vom simți că mormintele sunt în apele din pământ care sfără culoare. În Orleoland puterea e vis și are miros de cerșetor. Olicups a fost ultima viață la miezul nopții, când Spooky și Lolo sunt umbra lui Hristos pe Ribombon, când Spooky e Lolo și nu e nimic, e ultima oară când sângele are limbaj, ultima oară când Lolo e Spooky și amândoi sunt moarte la miezul nopții, când miezul nopții e chiar Orleoland și nu e nimic și poștașul aduce scrisori și tanti cântă jazz și nu a fost niciodată și nu a fost alt limbaj. Ascultați acum cuvintele lui Olicups, regele tuturor, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune, soarele răsare, soarele apune, alergând spre miază zi, răsucindu-se spre miază noapte, întorcându-se mereu, toate lucrurile se frământă, iar ochiul nu se satură de câte vede și urechea nu se umple de câte aude, iar ceea ce a fost, aceea va mai fi. Noi, Spooky și Lolo, am fost regii ținutului celălalt și ne-am silit în inimă să aflăm tot ce se petrece sub cer și sub pământ, dar toate sunt goană după vânt. Noi, Spooky și Lolo, am cugetat în inimă și ne-am silit să stricăm nerozia și prostia, care erau tot goană după vânt. Ascultați acum încă o dată cuvintele lui Olicups, regele tuturor. Atunci am zis inimii noastre să vină să ne încerce, căci vreme este să ne naștem ca Spooky și Lolo și vreme este să murim, vreme este să ucidem și vreme să tămăduim, vreme este să dărâmăm și vreme să zidim, vreme este să plângem și vreme să râdem, vreme este să îmbrățișăm și vreme să dănțuim, vreme este să glăsuim și vreme este să tăcem, vreme este să iubim și vreme să urâm. Toate le-a spus Olicus frumoase și urâte la vremea lor, pe Spooky și Lolo i-a făcut să fie vii și să moară, apoi să învie și iar să piară, căci totul e deșertăciune, iar mai fericit este cel ce nu a venit niciodată pe lume. Inima înțelepților se găsește în casa întristată, pe când inima nebunilor se îngăsește în casa de petrecere. Mai bun este sfârșitul ținutului celălalt decât începutul lui, ca să murim înainte de vreme și să ne naștem când vremea a trecut. Vreme este să smulgem ce am sădit și zicând aceste Olicups s-a încredințat despre alcătuirea lumilor, știind că omul nu poate să găsească nicăieri înțelesul, căci cine e scutit de moarte și cine e scutit de viață atunci când un câine viu nu face mai mult decât un leu mort? Despre Spooky și Lolo știm că sunt vii, au murit și au înviat, dar ce morți de tot nu mai știu nimic despre moartea și viața lor. Aștijderea sunt nimicirea și bucuria și nădejdea și credința. Inima lui Spooky este la dreapta, iar inima lui Lolo este la stânga. Nimeni nu știe care este calea vântului, nici cum se înfiripează oasele într-un pântece. Dar Olicup, zeul orfelinatului, cunoaște alcătuirile și e făcătorul la toate. Dulce-i lumina ținutului celălalt și blândă pentru ochii lui Spooky și Lolo. Iar dacă ce se încovoaie, se încovoaie și ținutul celălalt se închide, e fiindcă funea de argint se rupe și Olicup face pulberea să se întoarcă acolo de unde a venit. Eu cred că strada Canta este o stradă a poeziei și aveam această intuiție, dar creatorul străzii Canta mi-a confirmat acest fapt. M-a întrebat Nikita Danilov, zice, ce evenimente mai organizezi anul ăsta? Și am spus, zic, sigur, Târgul Național Cărții de Poezie, și am spus că în septembrie, timp de o săptămână, voi face împreună cu Andra Rotaru, cu Ioan Cristescu, strada de poezie, blues și jazz. Și el a zis, păi zice, atunci este ideal pentru imagini de pe strada Canta să fie pe strada poeziei. Așa că îmi face plăcere să vă prezint imagini de pe strada Canta, editura Tracus Arte, și pe autorul acestor imagini, Nikita Danilov, care ne va citi din cartea sa. Da, mulțumesc! Eu cred că nu am făcut o greșeală în momentul în care ți-am spus că vin eu pe strada poeziei cu strada Canta. Cred că acest eveniment chiar ar trebui organizat pe strada Canta, o stradă periferică din Iași, și cred că ar fi foarte interesant. Îl cheamă Nikita. Așa. Stradă. Strada ca un gât retezat,
deasupra norii, întinzându-se ca niște ciorapi, deșirați peste o față nevăzută, apoi mulțime de capete, ondulându-se în dreapta și în stânga, în bătaia vântului. Și în mijlocul mulțimii tu, îmbrăcat într-un pardesiu alb, lung până în călcâie, cu ochelari fumurii pe ochi și pălăria de fetru, stai nemișcat ca un stâlp, acoperit de afișe și reclame, cu mâinile înfundate în beznă, aștepți ca mulțimea să se oprească în loc și să se prosterneze la picioarele tale. Însă nimeni nu se oprește, toți alunecă pe lângă tine și prin tine, ca și cum nu ai exista. Numai eu, ajungând în dreptul tău, îmi scot pălăria și îți fac o reverență adâncă, după care, chicotind, mă fac nevăzut, după primul colț, intrând într-o bodegă. Un malder. Un malder uriaș de rufe crește ca un aluat pe străzile pustii ale orașului. Îmi vâr mâinile în această cocă și o frământ cu ochii închiși, răsucind din ea picioare și mâini și capete de oameni, pe care le prind apoi în cârlige și le usuc pe sârma întinsă în camera vecină. Portativ. Desprind chiștoacele de țigară de pe tavan și le îndes în scrumiere. Mă apropii de geam, privesc trecătorii ce se perindă unul după altul prin ploaie, înveșmântați în pelerine lungi, albastre. Deodată ploaia ia foc și întreaga stradă se răsucește, mistuindu-se în aer ca un sul de papirus, de pe care se scurg umbrele trecătorilor, asemenea unor note muzicale. Do, re, mi, fa, sol, do, do, re, mi, fa, sol. Le culeg de pe trotuar și le îndes în buzunare. Copacii noaptea. Noaptea copacii se cațără pe pereți, își scot degetele pe fereastră, își lipesc fața de geam, se strâmbă la luna plină. Noi stăm întinși în pat, cu ochii ațintiți într-un punct fix din tavan. Din țigările noastre pe jumătate arse, scrumul se scurge asemenea unui melc siniliu ce-și părăsește cochilia. Primăvara o simțim ca pe o toamnă blândă, năpătită de miros de frunze și fum. Vântul mișcă tăcut perdelele, adunând într-un colț mucurile de țigară și melcii de scrum. Mulțumesc! Am vrut să cumpăr cartea lui Andrei Dosa când va veni ceea ce este desăvârșit și mi s-a spus că a fost epuizată.
Chiar domnul Perța mi-a spus, cu autoritatea sa de redactor șef sau director, ce ești acum? Redactor șef. Poftim? Da, da, da. Andrei nu este aici, dar am rugat pe Ioana Crăciunescu și pe Viorel Păunescu să citească ei din când va veni ceea ce este desăvârșit și o rog întâi pe Ioana Crăciunescu și pe aia pe Viorel Păunescu. Eram cu mama când a căzut. Eram cu mama când a căzut pe stradă. Fâșitul rochiei s-a auzit ca într-un amfiteatru grecesc. Îi vedeam trupul în aer. Îmi spuneam că pământul s-a înclinat și mama odată cu el. Mă voi obișnui numai decât cu asta. Și trupul meu va avea aceleași mișcări nefirești pe noul pământ. Dar vom putea să ne ținem de mână și așa. Și vom putea merge și așa. Mamă cu membrele sucite, cu umărul fugit înainte și brațele aruncate în față. Eram cu mama când am auzit bufniturile, mai moi, mai tari, un amestec de bufnituri și prăvăliri, interjecțiile scoase de pielea care se julea de asfalt, dinții țoc, oasele țoc, țoc, țoc. Ca bastonul unui orb, căutând o ieșire. Un loc unde durerea poate fi evitată. S-a făcut liniște. Obrazul stâng al mamei a lovit asfaltul. Plaf! A ieșit tot aerul din ea. Îți spun, eu eram cu mama în dimineața aceea. Există o corespondență specială între culorile rochiei de vară și ochii ei, când verzi, când galbeni. Mama acoperea tot spectrul cromatic, pupilele mele negre și mari absorbeau totul. O mână scria, cealaltă ștergea tabla. Praf pe nu, rochie nu, întinsă pe jos nu, nemișcată nu, icnetele nu, mama nu, mama da. Picioarele ei au devenit enervante. Nu mai era vorba de mama, era vorba de picioare. Nu mai era vorba de picioare, era vorba de un obiect. Mi se făcuse rușine cu ea. I-aș fi strigat, ridică-te, femeie, ce dracu, te vede lumea. Dacă atunci aș fi avut mușchi și umeri tatuați cu sirene și Maria, te iubesc, aș fi smuls-o cu brutalitate de pe jos, atunci am auzit vocea bărbatului. Doamnă, ați pățit ceva? Și totul a sunat atât de șters și atât de fals, acel doamnă al funcționarilor care tocmai închid ghișeul. E târziu, doamnă al funcționarilor cărora li se rupe de tine și de frumusețea ta, de problema ta. Hai, doamnă! Oameni la care apelezi de nevoie și omul ăsta încerca să te țină, strângea de pe jos, au mai venit și alții, au întors capul, s-au dus, s-au oprit pentru o clipă, dar tu nu-l lăsai, erai mai rapidă decât el și nici eu nu voiam să-l las, voiam să fim doar noi doi acolo, să strâng eu totul atât de repede și să mă uit la tine și să-ți șterg praful de pe față atât de repede și să mergem în alt loc ca să plângem, mamă, să mergem acasă, să ne amestecăm lacrimile atât de repede să mergem, încât să nici nu-ți dai seama că ai căzut. Iar el a rămas acolo, pe marginea trotuarului, cu sacoșa de pânze jegoasă în mână, să se holbeze la picioarele tale. În timp ce tu treceai strada, împreună cu mine. Mulțumesc! Până când o să-i dau microfonul lui Viorel Păunescu, o să vă rog, totuși, când se citește, să nu mai faceți zgomotul ăsta. Așezați-vă-ți ca să-l citesc pe mapă, da, da. Haideți așa ca să nu mai... Haideți, că sunt aici niște locuri. Și o să răpe Viorel Păunescu. Rog eu pe domnul Marase să mă scuze pentru că preț de câteva minute îmi va vedea spatele. Monstru sacru al scobitului nas. Vă rog să mă lăsați în pace. Acum nu am timp să scriu.
Acum e timpul pentru concursul de scobit în nas. Nu lăsa pe mâine scobitul în nas pe care îl poți face azi. Aceasta este deviza mea și a colegilor mei. Dar aici totul se face la scară mică. Suntem prea puțini în branșă. Acum lucrez la o nouă tehnică, ascuns în spatele monitorului, tehnica scobirii în nas cu ambele mâini. Aș deveni un tip mult mai echilibrat dacă m-aș scobi în nas cu ambele mâini. Aș deveni ambidextru. Ar fi o calitate pe care aș putea să o trec în CV-ul meu, un aspect care nu ar trebui neglijat de nicio firmă serioasă. Deja presim că în momentul în care voi demisiona de aici, pentru că nu mi se asigură condițiile optime pentru scobitul în nas timp de 8 ore, ci numai part-time, voi fi the most wanted, expert în scobitul în nas, monstrul sacru al scobitului în nas, cel care a trecut ca o vijelie prin atâtea firme, transformându-le radical cultura organizațională, făcând-o mai ușor de suportat. Directorii de resurse umane mă vor curta îndelung, îmi vor face cadouri, mă vor mitui, mă vor scoate în oraș doar ca să accept să fiu responsabil cu scobitul în nas la o oarecare firmă multinațională care nu ar putea să supraviețuiască pe meleagurile noastre fără sprijinul meu. Și mă voi pune pe treabă numai decât. O să-i învăț pe cei fără experiență cum să o facă, cum să agațe cu unghia, cu voluptate, mucul întărit, tehnicile hedoniste prin care se poate prelungi plăcerea. Îi voi îndemna să exerseze și acasă, în familie, să ignore soția și copiii. E vorba totuși de scobitul în nas. Nu un mod de a-ți câștiga existența și de a progresa în viață. Vom organiza training-uri și conferințe cu tema alimentația și productivitatea muncii, în care voi vorbi despre ce trebuie să mănânci ca să produci mai mult mucus, lactate, grăsimi, sau cu subiectul cum să răcești pe jumătate, să fii doar mucos, nu răcit, prin expunere la curent. Jocuri practice pe aceste teme, lungimea optimă a unghiilor, etc. Bineînțeles, voi dispune întocmirea unor fișe de pontaj unde se trec orele efectiv petrecute cu această activitate. Voi convinge conducerea să acorde fonduri pentru dezvoltarea unui sistem de management al calității în domeniu, scobitul în nas, proceduri, înregistrări, documente, revizii, tone de hârtii și vrafuri de registre, crearea unor noi joburi care să însoțească această nobilă muncă, această milenară îndeletnicire. Voi prezenta lunar rapoarte conducerii firmei, grafice cu calitatea de muc obținută, eficiența exploatărilor nazale, voi face propuneri inovative privind folosirea materiei prime obținute, producerea de combustibil, evident după un proces prealabil, de dezinfectare a materiei prime. Cox uman pentru sobele, pentru centralele noastre termice, energie electrică nepoluantă, să nu mai depindem de gazul rusesc și petrolul arabilor. Să exportăm această bogăție a noastră în UE și USA. Vom mai povesti despre proiectele mele. Dar trebuie să mă scobesc în nas, să nu-mi pierd dexteritatea și să regresez până la punctul în care nu știam nimic despre scobitul în nas. Ce nefericit eram pe atunci, ce existență searbădă duceam. Și acum o să mai prezint încă o dată pe minunații colaboratori ai lui Mircea Tiberian, la gitară electrică Sian Brie, la contrabas Michael Acker și Mircea Tiberian. Thank you.